Ajută la uciderea bacteriilor și a virusilor și poate fi chiar incendiat. Acesta este dezinfectantul de mână. Această substanță este în mod normal destinată mâinilor, dar ce se întâmplă dacă ne acoperim corpul? Mai exact, sărind într-o piscină plină de dezinfectant de mână? Cum s-ar simți asta? Ați putea înghiți o parte din aceasta și este cel mai bun mod de a ucide germenii? Dezinfectantul de mână este format dintr-o listă uriașă de substanțe chimice, de la lucruri care îl fac gel până la hidratanți și lubrifianți. Însă, ingredientul său principal este etanolul. Aceasta este ceea ce omoară germenii de pe mâinile tale. Pentru a fi cu adevărat eficient, ar trebui să aibă peste 60% etanol. Așadar, ca să omorâm toți virusii mortali de pe corpul nostru, să folosim ceva mai puternic. O concentrație de 95% de etanol. Bine, după ce ne-am ales dezinfectantul de mâini, ce se întâmplă dacă sărim într-o piscină plină? De îndată ce sari, orice tăieturi sau rând deschise și-ar face simțite prezența. Ai avut vreodată un vârf de deget deteriorat și ai folosit dezinfectant de mână? Îți amintești cât de mult te doare? Acum, imaginați-vă alcoolul și alte substanțe chimice care atacă orice tăietură sau zgrietură pe care o puteți avea pe corp. Auci! Dacă nu aveți prea multe dintre acestea, veți putea să notați în piscina noastră plină de produse de igienizare pentru mâini. Dar notul în ceva de genul acesta ar fi mai mult ca notul în geleu decât în apă. Această substanță cu gel ar fi o mizerie groasă și ți-ar crea probleme la notat. Și dacă ți-ai pune capul în el, ți-ar umple urechile, nasul și orice parte cu gaură. Iar în timp ce ești acolo, nu încerca să deschizi ochii. Dacă o faci, vei simți imediat dureri severe de la dezinfectantul mâinilor. Iar dacă nu te speri imediat, ai putea să orbești. Da, alcoolul nu este bun pentru ochi și să sperăm că nu înghiți nimic din acestea. Dacă ai face, ar avea un gust destul de dezgustător, precum un alcool incredibil de aspru cu un gust puternic chimic. Iar dacă ai bea destul de mult, ai fi extrem de intoxicat. Acest lucru se datorează faptului că o sticlă de dezinfectant de 240 ml conține aceeași cantitate de alcool ca aproximativ 5 shoturi de lichior tare. Din fericire, înghițirea este evitabilă. Fi mult mai ok dacă ar fi pe tot corpul. Pentru că dacă acesta este foarte puțin timp lăsat pe corpul tău, nu îți cauzează probleme. Însă dacă ești în acest dezinfectant de mână suficient de mult, ți-ar putea filtra pielea și poate intra în fluxul sanguin. Motivul pentru care putem pune dezinfectant pe mâini este faptul că acestea au pielea mai dură decât alte părți ale corpului nostru. Pielea de pe locuri precum fețele și mâinile noastre este destul de slabă și moale. Așadar, dacă întregul tău corp ar rămâne în produsul sanitar, ar putea duce la intoxicații cu alcool. Și știm că scopul igienizatorului de mâini este de a ucide bacteriile. Dar scapă atât de germenii răi cât și de cei buni. Dacă ați avea doze mici pe mâini este în regulă, dar răspândirea pe întregul corp ar ucide o mulțime de bacterii bune pe care le aveți. Acest lucru te-ar putea face să te îmbolnăvești sau chiar să te omoare. Și sperăm că nu veți avea fumători în apropiere. Pentru că dacă se întâmplă să arunce un chiștoc, un chibrit sau o brichetă în piscină, igienizatorul de mână ar izbucni instantaneu în flăcări și te va ucide rapid. Dar dacă ai reușit să supraviețuiești tuturor acestora și ai făcut-o afară din piscină, ar trebui să faci duș imediat. Iar după aceea pielea ta ar începe să se simtă strânsă și uscată. Ar începe să crape, să sângereze și să fie incredibil de dureroasă. Și să sperăm că ai o altă loțiune de piele în care să sari. Deci este destul de clar că dezinfectantul de mână este bun numai în doze mici și doar pe mâinile noastre. În plus, dacă vrei cu adevărat să ucizi bacteriile, trebuie doar să te speli pe mâini. Ai încredere în mine, este mult mai sigur, mai ieftin și mai sănătos. Și pentru că spălarea mâinilor este atât de bună pentru tine, de ce nu încercăm ceva cu adevărat interesant și nu ne-am spălat pentru un an întreg? Ei bine, aceasta este o poveste pentru un alt dislife. Îți mulțumesc pentru vizionare și nu uita să lași un like, să distribui să vadă și prietenii tăi și îți mulțumesc pentru că te-ai abonat, iar dacă nu ai făcut-o, nu ezita. Numai bine, salut!